Următorul program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Și ce dacă nu se mai face? Ce? Ce? E sfârșitul lumii? Eh, ce să spun? S-au dus 3 ani din viața mea. 3 ani de sacrificiu. 3 ani duși pe... pe gârlă. Ah, gelule, gelule, gelule. Dacă nu aș fi nimbă după tine, te-aș lăsa cu buza umflată, cu nebunii tăi, cu tot! Ah! Am pus-o. Asta am înțeles și eu. Cu geluțul. Zi-mi cum mai puneți? Eu că făcea aluzie la mine. Tot ce a scris la berbec mă privea. Înțelegi? Poate ți s-a părut. Crezi? Nu. Încercăm să sortăm toate lucrurile astea pe mărimi. Dacă... să ne fie mai ușor, pentru că, uite, n-au etichete. Fii atent la asta, să treci mărimea M, că mie-mi vine ca turnată. Da, M, să... Nu pe ea, pe foarte. Și unde și pantalonii ăștia sunt... sunt chiar mărimea mea, ce coincidență. Da, ți se potrivesc perfect, mai ales așa închiși. Nu mă scuzați, treceam întâmplător pe aici și am auzit că... În ce sponsorizare? Află că domnul Chris, aici de față, a avut o idee extraordinară pentru o campanie de promovare care s-ar fi putut realiza foarte simplu în emisiunea voastră. Iar tăticu a fost încântat că el vrea să-și asocieze imaginea cu trustul său și a acceptat să sponsorizeze emisiunea. Dar dacă domnul s-a răzgândit, ce să facem? Chris... Ascultă-mă bine ce spun. Îți dai seama că între noi acum nu mai poate fi nimic. Pentru că mie nu-mi plac bărbații care îl dezamăgesc pe tăticu. Clar? Domnișoară, asta se adică nu ați vorbit cu persoana care trebuie să vorbiți cu mine. Domnișoară, fac eu în locul lui tot ce nu făcea el. Domnișoară, ce... Vreau să vorbim 3 secunde, în interes de serviciu, dragă, rog frumos. Da. Știi ceva, Chris? O să-ți răspund cu cuvintele tale. Răspunsul meu pentru tine este nu! 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 Au! Au! Elisa! Te-ai chemat pentru că umblă vorba prin târg că ai pierdut o sponsorizare grasă. E adevărat? Nu e adevărat, șeful. N-am pierdut absolut nimic. Eu sunt în tratative, în negocieri. Ai mare grijă, bă, băiatule. Mare grijă. Vezi cu cine te combini și pe cine superi. Și oricine ar fi să nu fie Eliza, fata lui tati. Și am zis că am aflat de relația ei cu Geluțu. Imediat ce mi-ai spus tu că ea e amanta lui. Ți-am spus eu asta deja? Când? Mai devreme aici. Când ți-a sunat telefonul, ți-am zis să afli cine e amanta lui Gelu și tu mi-ai spus că era Luca. Și a trebuit să răspund și ai plecat. Astăzi e ziua mea, zi frumoasă ca mine, mi-am luat... Hai, salut, hierarhie! Salut, ce-o salut! Salut și atât! Scuze! Hei, Ahi Joachim, ești un mare pistolar! Dar ce folos dacă nu ai niciun dolar în buzunar! Nu te-ai uitat în calendar! E! Du-te! Nu-i nimic! Nu-i nimic! Ai răbdare că mai sunt încă 3! 2! Bună! Cați! E bună! Dacă aș vedea-o, ți-aș spune dacă e bună, dar nu văd! Cred că s-a ascuns! Sau ai făcut un hocus-pocus, vreo scamatorie și ai făcut-o să dispară, ha? Bună ziua de azi! Că azi e? O nouă zi de luat la miștor, după cum văd. Păi hotărăște-te, ori zgripțuroaică, ori scamatoare. Amatoare, da. Becky, tu ești sigură pe calitățile tale anormale? Ăsta, paranormale? Exact ce ziceam, ne luăm la mișto. Tu chiar nu simți nimic?
Nu simți că astăzi, exact astăzi, e o zi specială? Nu. Absolut nimic. Nu tu cu tremure, nu tu războaie, pare să fie pace azi. Chiar nu se întâmplă nimic deosebit azi. Nimic deosebit. Nimic deosebit. Nimic, ai auzit-o, mă? Nimic deosebit, pe extraordinar, mă. Nu sunt, azi nu e nimic deosebit. Ușurel, mă, men, ușurel, it's a beautiful day. Vă duce, a zis, vrăjitoarea. Stai calm. Băi, de fapt eu căutam pe Lidia. Mă scuzi. Stai puțin. Dacă tot o găsești pe Livia, te rog frumos, spune-i să vină încoace! Că am ceva important să-ți spun. Yes, my man. Yes, my man. Livia, sigur o să spună la mulți ani. Da, și dacă o face, o face din interes, ca să nu o torn. Pe ea și pe Geluțu. Hai, Livia, l-am putut de repede să și... Ce? Știu de ce m-a chemat, că și eu vreau să vin să spun același lucru, dar mă, că trebuie și-am uitat. Adică n-am uitat. Ne-ai uitat în sfârșit cineva care n-a uitat de mine. Dar nu eram sigură de ceva și a trebuit să verific înainte. Așa și? Și? Vreau să spun că... Că? La mai multe animale... Yes! Ia stai, cum adică la mai multe? La mai multe animatoare, adică mă rog, e incorrect, pentru mai multe animatoare ne trebuie mai multe bare și cuburi. Și cum eu confirmat că vin 4, deci ne trebuie 2 cuburi, 2 bare. Da, stai liniștit că nu trebuie să te mai ocupi. Tu am rezolvat eu. Te-am bubat. Da, sigur. Acum m-am liniștit. Definitiv! Asta e. Cui pasă de tine anarhie? Cui? Cui pasă că azi e ziua ta? Bietul de tine, anarhie! Dacă nici cei care sunt zilnic aproape nu-și amintesc de zi... ce plăcărie! Nu mai e prea puțin! Trebuie să fie altceva! Celor care sunt aproape nu le pasă de tine. Omenirii în general nu-i pasă de cei aflați în suferință. Guvernului nu-i pasă de pensionari. Pensionarilor nu le pasă de nepoți. Nepoților nu le pasă de melce. Inspectorii strivesc pe asfalt. Azi, de ziua mea, am să mă detonez. Am să mă sinucid ca să trag un semnal de alarmă. Lumii trebuie să-i pese. Trebuie să-i pese de mine. De anarhie. Cum am zis? Cum am zis? Păi sigur că vreau să vă îndemne, dar prețul rămâne așa cum am spus eu. Uite așa este, vă invit aici la mine la sediu să avem o întâlnire, să vedeți noastră dotările, platouri. Sigur, dacă vreți să veniți astăzi, e foarte bine, vă aștept. Să rămână tată socru. Lingerică, ia zi puiule, lasă, bagă tot, hai. Tată socru, știu că trebuia să am sponsor până acum și sunt conștient că nu mai am buget, dar e important să fac niște achiziții pentru show-ul de diseară, că avem animatoare în emisiune și mă gândeam să fie așa mai festiv. Păi nu poți, bă, și tu să iei din leafa ta o pungă de confeti, bă. Vii la mine cu mâna întinsă, la cerșit, băi. Care leafă, șeful, că n-am mai luat-o de 2 luni, da? Păi, dacă ești un producător de rahat, cum s-o iei, băi? Auzi, băi, dacă ai fi un țăran prost, înțelegi, și în loc de sămințe, ai pune pietricele. Te aștepta să te îmbogățești din recolta asta? Păi, vedeți, eu nu sunt un țăran prost. Ia uzi! Păi, dar tu crezi că dacă i-ai adus pe ai tăi din Pucheni în București, gata, ți-ai șters originea. Ce-ai plantat o lingerică la tine pe tarla în emisiunea aia, a dat roade, bă? A făcut pui, bă? Nu! De ce balas? Pune, bă, ceva să rodească, bă! Păi, asta e, șeful, că n-am bani nici de semințe, adică... N-am bani nici de semințe. Florăreasu! Ia, daci, du-te și ia-ți poate bei și o bere.
Bă, vezi că diseară vine aici un investitor să vadă ce minune am în galantar. Adică pe voi. Poate vă ia și scap. Ne vindeți, șeful? Tati? Dacă îmi noroc. Ai mare grijă ceva, să nu cumva să o dați în bară, că pe tine, înțelegi, te strâng de gât, așa, ca pe puiul de câine. Hai, hai, încă un pic, un pic. Atât, gata. Auzi? Nu vrei să probezi bara? Te-ai lovit la cap? Te-ai, m-am lovit la cap, dar mă inspir când te văd lângă bară. Că ești așa sexy? Păi numai tu nu erai libidinos pe aici. Hai, mă. Dacă și mâna mea dreaptă devine lipicioasă... Tu mă lasă, nervii! Cum zice ea? Mă lasă! Măi, omule, că bănuiesc că ești om. Mă, bipedule! Tu altă treabă n-ai decât să-mi frici mie ficații? Ai vrea tu să-ți frici ceva, orice, orice. Auzi, încercam și eu să duc o conversație ca de la adult la adult pe conținutul textului, înțelegi? Mm-hmm. Suriuer! Frățiuer! Au! Păi atunci trebuie să mai cauți un adult. Ce conținut vrei să discuți tu, mă, când ai în emisiune niște fufe care își vă lângănesc dosurile, a? Despre ce vreau să discuți? Despre teoria relativității? Nu vreau să discut. Vreau doar să le pun niște întrebări normale, da? Auzi aici, iau, auzi, ce te-a determinat să devii dansatoare? Ai pe bune, numai atât ai putut? Ai pe bune, dar ce ai vrea să le întreb, geniule? Nu știu mai ce satisfacție au în meseria asta, dacă le e greu... Ce dacă... mama n-ai să le fie greu, să dea din toate membrele? Uite, dacă e una alergică ca mine, tu ai idee câți factori alergeni sunt în cluburi? Praf! Praful! Insecte! Insecte? Dacă vin la lumini și se prăjește și scot un fum toxic. Ah! Fumul de la mașina de fum! Sau spuma de la tonul de spumă! Dacă nu folosesc ăla, detergent hipoalergenic, e nasol! Aveți cumva ceva la îndemână ca să mă omor, dar rapid. Auzi, și pantofii, băi, deci nu pot să sufăr pantofii altora. Nu pot să-i sufăr, tu stai seama câtă mizerie acolo în ei. Mă, începe să mă mănânce numai când mă gândesc la ei. Măi, amigă, măi, eu, Glenă, măi, parameciule, tu ai idee câtă treabă am eu? Tu ai idee câtă energie îmi consum eu cu toate văicarelile astea letale? Vrei alte texte? Dar scrie-ți-le, mă, tu! Dacă ai cu ce. Și fix la ăsta, la creier sau la lipsa lui mă refer, da? De ce să zic? Bine că ai tu creier. Da, corect, eu am văzut ce să zic acolo. La creier, ce-am vezi fraților de urlați așa? Cris, du-te imediat la machiaj. La cuș în general, hai. Încep să-mi iasă bube? E pe sistem nervos isteric, urma din zina ta e. Nu ți-ai și mă nimic, du-te mai să-ți facă buriță urma asta să te calmezi. Și tu ce ai? O grămadă de retarzi în jur care nu mă lasă să-mi fac treaba? Păi tu te-ndreptați-e, mm-hmm. Că acolo e mai liniște. Mersi! Și voi ce executați? Noi te aranjăm o... Lucrăm la decor, dar ne trebuie o clemă, ceva de prins. Te duci tu, ne aduci? Du-te tu, Cătăline, să găsești ceva de prins, că țin eu bara. Auzi? Asta se dă la tine cumva? Bă, împrăștiați că astea de la recuzită n-am văzut. Cui îi pasă de tine anarhie? Cui îi pasă că azi e ziua ta? Pietul de tine anarhie dacă nici cei ce-ți sunt zilnic aproape nu-și amintesc că... E ziua nebună. Nu știu dacă vreau să știu ce ai de zis, așa că fii concis. Adică succint. Adică puține cuvinte, nu o singură literă. Păi, eu asta vreau să... Nu, că asta le întrece pe toate. Să nu-mi zici pisică, ai de gând să țin și toate astea pe aici, da? E, asta e cool, mai numai loc sub soare de mine. Așa răuții să rății fundul, dragă, nu mai ții și tu o cură. Da. Cătăline, vezi că te așteaptă gelul, să-i duci clema aia. Da, fetelor, înainte să vă certați, am ceva important să vă spun. Nu zici că ți-au revenit cuvintele? Dacă n-ai o idee pentru emisiunea de diseară, ia-o și vei matracuca asta de aici și lăsați-mă în pace că am treabă de făcut, da? E chiar o idee pentru emisiune! Fetelor, azi e ziua lui Anarhie și mă gândeam să-i facem o farsă în direct. Îl răpim noi pe el și-l ducem în platou. La fix! Că azi avem și animatoare. Deci oricum avem atmosfera de club. Exact! Și când ajungem în platou, surpriză! Este toată lumea cu tort, cu artificii. Da, chiar și artificiile să facem să pară dinamită foarte tare.
Nu zici că tâmpenia asta e o idee mult prea cool ca să-ți fii venițien? Așa, amabilă? Da, mulțumesc. Foarte important, anarhie să nu afle, da? Eu mă duc să vorbesc cu ceilalți, cu mastru tortul. Eu? Tot eu? Normal, pentru că tu ești tot dulce și dulcele e domeniul tău. Da, da, sigur că da. Cam pentru 20 de persoane, așa, orna, frumos, festiv. Și cel mai important, artificiile se imite dinamita. Păi eu să știu, domnule, cum, nu știu, faceți niște suporturi care să semene... Nu, domnule, dinamită din aia clasică, ca în desenele animate. Scuze, vă sun eu imediat. Poți să te ajut cu ceva? După mine? Nu, no, dar eu pe tine, da, că am auzit că vrei dinamită. Am de aia adevărată, am de aia cu fitil care fâși și bubuie, sau de aia cu detonator care tică. Oprește! Nu vrei, ce mai vrei? Nu vrei? Mai nene, nu trebuie dinamită adevărată. Apelam la tine dacă aveam nevoie. Îmi trebuie butaforie. Îmi trebuie recuzită pentru fetele de diseară, pentru animatoare, să danseze cu ea. Ca să iasă show exploziv, da, să știi tu. Știu, dacă eu nu știu cine să știe show exploziv, eh? Las! Asta că vă dă și eu exploziv. Să nu puteți să-l duceți. Să aveți ce povesti și nepoților. Care o-s mai apucat să rămâneți în viață. Apasă. Împinge. Mai pare, auzi? Băi, băi, fiți atenți. Azi e ziua lui Anarhie și face o petrecere surpriză. Eu cu Livia o să-l luăm pe sus de la el, de la prompter din regie, și o să-l aducem în platou. O să fim îmbrăcați ca aia de la trupele speciale. I-am comandat și tort. Chris, să fii pregătit pentru improvizație. Guriță, să te îmbraci și tu ca aia de la trupele speciale, că sigur rinocerul o să riposteze și să ne ajut să-l luăm de acolo. Foarte important, să nu vă dați de gol cu nimic. Ma. Chris, ai face bine să nu vorbești deloc cu Anarhia, că la halul în care ești, sigur o să ne dai de gol, frate. Bă, a trebuit să mă pastile și ea să fac. M-am nebunit la lucrarea aia, tu ai văzut ce mi-a făcut, am început să mă mănânc în fire, trebuia să mă pastrez, nu? Salut, băieți! Salut, Anarhie! Auziți? Dacă vă spune că astăzi e o zi foarte importantă pentru mine, eu cred că nu pot să comunic cu tine astăzi. Scuze! Scuze-ne și pe noi, Anarhie, eu venisem că am nevoie urgentă de Guriță. Poți să mai spui o dată că ai nevoie de mine? Nu să zic, pătrâne. Oh, ce puternic ești! Ești, mă, pătrâne. Vai, ce puternic ești! Dar dacă vă spune că astăzi e o zi foarte importantă pentru mine și poate ultima, ce-ați zice, Ești incredibil, iar mai de gând să-mi dai pace asta sau mă duc la... Du-te învârtindu-te! Acasă! Foarte bine și acolo atâta vreme că nu te mai văd. Dar ce mai vin aici dacă nu vrei să mă vezi, impotentule? Îți arăt imediat cât sunt eu de potent. Vezi? Ai tăcut! În sfârșit funcționează ceva la tine. Decât să mai fac asta încă o dată, mai bine scut un ochi. Impotent cerebral. Adică prost, vreau să zic. Că ești în stare să teleproduci și e jumătate din populația Bucureștiului. Așa că... Doar femei menționează că dacă te aude Guriță, trage concluzii pripite și cine știe ce-mi face, că eu mai ațipesc pe la el pe acolo, pe la machiaj. Să ne lămurim. Dacă nu vrei să ai contact cu mine vizual sau de orice alt fel, de ce mama n-ai bivit aici? Nu m-am venit după tine, nebuno. N-am chef să dau ochii cu Anarhie, să vorbesc cu el. L-a apucat bântuitul de colo-colo. Și m-am venit aici ca să mă ascund de el până se potolește. Că nu vreau să mă scap și să-i spun de surpriză. Știi foarte bine că nu pot să-mi țin gura. Am simțit, dar acum îmi vine să vomit. Adică tu vomiți când te salut eu? Cred că n-ai înțeles foarte bine. Bine. Îți mai arăt o dată. Nu-mi drăzni. This is the beginning of a beautiful friendship. Dar noi tot mai plecam, continuați. Scoateți ochiul! Dar de ce dragă fiu, mă bucur pentru voi! Pe mine mă scuzați, mă întorc imediat. Deci, mamen, ia început! Da, iubita. Bună, scumpă, cum te simți? Înșelată? Și cu cine?
copurie mai a dracu și mai deranjată decât mine? To, relaxează-te, că tocmai de asta te-am sunat. Am picat adineauri în mijlocul unei scene fierbinți, mai ceva ca în telenovele. A, nu-mi spune că a început să o mozolească pe acolo, să mă facă de râs, să mă vorbească lumea pe la colțuri. Ce-am ajuns la... Te oprești puțin! Am nevoie, te rog. Alții au mai mare nevoie de mine acum. Ieși afară, că te caut eu mai târziu. Am nevoie! Te rog! Așa, ziceam că protagoniștii erau Raluca și Chris, nu Geluțu. Geluțu i-a văzut și el și a zis chiar că se bucură pentru ei. Ai, mă, și tu crezi? Sau se prefăcea de ochii voștri? Tu ce simți? Mă, Raluca și Chris erau ca un vulcan, gata să-i rupă, și acum mai am părul zbârlit. Epilează-te! Bravo, fata, ți-a revenit cheful de glume. Asta era și ideea. În concluzie, nu cred că altă oare ceva cu Raluca, cel puțin nu în prezent. Adică vrei să spui că în trecut au fost? Posibil, dar acum sigur nu sunt. Adică el era chiar ușurat că o vedem felul ăsta cu Chris. Bine, la cât i-au mâncat zilele cu certurile lor, cred că preferă să-i vadă pupându-se. Mulțumesc. Cu drag, cu drag. Becky? Aici sunt. Drace! Mă confunzi cu șeful meu, te trimit la el? Eu sunt amabil cu tine și tu mă dai dracu, bravo! Azi e ziua lui Anarhie și facem o petrecere surpriză. Cu tort, cu artificii în formă de dinamită. Noi îmbrăcați în costume de camuflaj, cu niște cagule trase pe ochi. Bine, mă rog, și de la mine ce vrei? Să dau o tură de platou călare pe mătură cu un corp pe umăr? Ce? Așa plină de viață? Ți-am zis ca să știi! Poate-ți vine și ție vreo idee, alta decât aia cu mătura? Deși... Ce o glumă! Vezi că Anarhie nu trebuie să afle. Serios? Mai să știi că și la vrăjitoare surpriza e tot o chestie de care nu știi și nici nu trebuie să afli. Tare, nu? Tare! Mama Omida Becky! Gelule, îți găsești alt prezentator, că altfel îți cauți textier, dacă eu nu m-am săturat! Ralucuța! Ralucuța! Mai rapta dragă și tu! Că așa cum e el, Chris, are priză la public! Până ne revenim cu ratingul măcar. Gelule, cum îi ții tu în brațe pe toți? Pe ăsta care priză la public, pe Livia care priză la tine, mie ce priză îmi trebuie eu, nu? Hai, lasă, lasă că ai fost și tu conectată la priză o grămadă de vreme. Da, ce a fost, a fost. Acum trebuie să ne gândim la viitorul nostru împreună ca echipă. Am și o întrebare. Voi ce părere aveți despre afecțiune și prietenie? Anarhie, mai exact la ce te referi? Mă refer la relațiile din interiorul unui colectiv. Colectivul este așa ca un trib, este ca o haită. Are ierarhie, are dinamică, are relație și interferență cu mediul exterior, dar în interior... Care sunt sentimentele ce îi leagă pe membrii? Nu există sentimente. Există doar relații profesionale. Sentimentele dăunează. Profesionalismul ne salvează. Adică nimeni nu iubește pe nimeni, nu? Nici nu trebuie să ne iubim. Trebuie doar să facem rating cu orice vreți. Ok. Păi atunci să facem rating cu orice preț. Că vă arunc eu ratingul în aer. Emisiune explozivă. Ați vrut? Emisiune explozivă? O să aveți. Tic-tac, 3, tic-tac, 3, 2, tic-tac, 1. Și nota explicativă? Lumii trebuie să-i pese de Anarhie. Da, trebuie să vă pese. Trebuie să vă pese. Hai, dragă, odată! Acum l-au adus. Ce că s-au învârtit o jumătate de oră că nu găseau adresa. Livratorii lupește, îți vine să crezi? Du-te cu el de aici, vrei să te vadă Anarhie? Du-l în culise pe ghetoan și hai repede să ne schimbăm. Repejor! Nu pot să-l pun pe Gheridon. De ce? Mai e un tort pe Gheridon. Îți arde de miștori? Vino să vezi dacă nu crezi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la
sunat două până la urmă? Nu, nu, e unul în plus, dar nu știm de unde a apărut. L-o fi comandat altcineva? Băi, 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 am o idee. Dacă tot e unul în plus, du-le Elizei cu un bilet că e din partea mea. Uite ăsta pe care nu scrie la mulți ani, da? Cu un bilet în care să scrie că explodez de fericire că mă gândesc la ea. Mă rog, prahad ăsta romanțios cu aluzie la dinamită. Hai, te rog, ajută-mă, te rog. Ne socotim noi cu banii mai târziu, da? Plătesc eu cu ei la comandat. Te pup, ești o dulce. A, mi-a spui. Da. Și eu ți-am zis că ești o dulce. La mă dure mică înainte de... Poate mai târziu. Păcată dumneavoastră să fie. Păi atunci hai să vă arăt platoul. Acum începe și directul. Poftiți, emisiunea noastră tabloid. Geluțu, vezi că venim. Poftiți, poftiți. Poate faci și tu o excepție măcar azi și nu faci nicio tâmpenie de-a ta în prompter, da? Azi. Atât aștept tu să-mi spui azi. Azi. Azi o să mă sinucid în direct. Bravo. Și când o să plec de aici pe lumea elaltă, o să mai iau cu mine și pe alții dintre voi. Oh, foarte tare! Ce m-am speriat! Mă, băiatul, tu nu vrei să te maturizezi odată? Nu o să mai apuc! Ce sunteți? Dați-mi drum, dați-mi drumul! Na, că te-au răpit și pe tine ca să vezi cum e. Crit! Pregătește momentul că l-au luat pe sus pe Anachie și l-a duc în platou. Deci aici, în decorul ăsta, putem pune pe grila de lumini 200 de kilowați. Lumini inteligente. Toate. Dați-mi drumul! O să mă rupă toți în aer! Dați-mi drumul! Că n-au zis, dați-mi drumul! Ai adus trupele speciale? Al cui ești? Cu cine ești? Ești al lui Gustoru? Al francezu? Al vopsitoru? Repară rahatul ăsta! Du-te și adu-l înapoi pe nebunul ăsta, pe mafiotul ăsta! Păi că vreți să mai faceți afaceri cu el? Nu vă e frică? Nu! Pentru că eu, spre deosebire de tine, sunt bărbat! Și banii lui, sau aia altuia, pentru mine, e tot una! Hai, du-te odată! Suntem morți. Pauză publicitară. Bagă publicitate. Asta-i mâna dușmanilor! Arestați-mă! Arestați-mă! Arestați-mă că astfel altfel ăștia mă omoară! Nu glumesc, să știți! Dacă mi-asigurați protecție, dau un gât pe cine vreți, măi! Dau un gât! Auziți, contra unei sponsorizări de numai 1 milion de euro, șeful vă rezolvă orice conflict cu orice dușman! Garantat! Păi, băi, 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 băi! Azi de ziua mea, voi muri ca să trag un semnal de alarmă! Să omoare nebunul! Să omoare! Du-te în birou la șef! I-am omorât! Au murit toți din cauza mea! Voi toți ați fost buni cu mine și am fost rău! Sunt un nimic!
să recâștige demnitatea! Anarhiu să se omoare! Pentru asta o să plătească cu sângele lui! Stai! Stai, mă, Anarhiu! Fă-o cu demnitate, nu așa! Joacă ruleta rusească cu mine! Ruleta rusească? Bună idee, îmi place! Dar mi s-a opun eu! Pentru că e ziua mea, da? Cu o condiție! Să jucăm cu pistolul meu! Că e de la trupele speciale! Și putem acuza pe ei că te-au omorât! Facem tam-tam că fac abuzuri! Ne luptăm cu sistemul, chestii de-astea care îți place ție, mă! Da! Auzi, da? Pistolul ăla e pe bune de la trupele speciale? Mă știi pe mine țepar? Nu! Ok! Misa! Dacă nu mor, mă las să te tatuiez! Ok! Rabdă, fii bărbat ca noi! Bărbat, iuhu! Guriță? Da, guriță. Au, mă, ce-mi faci? Îți fac un tăuraș, că și așa zice lumea că se mea cu madamă. Ăla de întrezniții. Dar pistolul ăla era pe bune de la trupe? Nu, mă! Adică îl tatuează degeaba? Sărăguțu! Mi se rupe inima! Prea mișto tâmpenia asta ca să-ți fii veniție? Așa, amabilă? Fiți atenți! Atenție! Doamne, ce m-am mai distrat!